Merită să fac upgrade de la 144 de Hz la 240? Răspunsul depinde ce te joci. Tu, ca să beneficiezi de cei 240 de Hz, primul rând trebuie să ai 240 de FPS-uri în jocuri. Tu, dacă te joci, de exemplu, jocuri cu poveste, în care nu atingi 240 de FPS-uri niciodată, răspunsul este că nu merită să faci upgrade. Dacă joci jocuri de tip eSports, cum ar fi CS2, League of Legends, Valorant, chiar și Fortnite, atunci upgrade-ul este sesizabil. Când am colaborat cu PC Garage, am avut un monitor de 240 de Hz, ăsta e de 144 și personal am simțit diferența. Momentan pe ăsta am 2K 170 de Hz și pentru mine e arhi suficient. Un subiect foarte important despre care lumea nu vorbește este timpul de răspuns. Acesta trebuie să fie cel mai mic dacă nu apare fenomenul de ghosting. Imaginea rămâne în urmă și asta creează un mare dezavantaj când vine vorba de jocuri de tip eSports. O să vorbim într-un clip separat legat de acest subiect.